Zăpada nu a adus numai beneficii agricultorilor dâmbovițeni din comuna Băleni, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară. Zeci de solare au fost distruse de greutatea zăpezii. Mai mult, cultura de trufandale, care trebuia scoasă pe piață în luna martie, este și ea compromisă în totalitate. Pagubele se ridică la sute de mii de lei. Nu, de ce nu? De ce poți să faci din el? Că și stâlpii, și stâlpii care trebuie înlocuiți. Țăranii spun că pagubele se ridică la sute de mii de lei, având în vedere că un solar de 150 de metri costă 30 de mii de lei. Cei mai mulți dintre ei spun că reparațiile costă mai mult decât refacerea unui solar nou. În plus, țăranii se plâng că nicio firmă nu a vrut să încheie asigurări. Seara, a doua zi, am dat zăpada după lângă ele, le-am tras în interior, n-am mai avut să mai bag și din cauza greutății puternice n-am mai rezistat și au cedat. Păi avem acum niște solare picate, vreo în jur de 10 solarii cu culturi ridichi, ceapă verde și salată. Pagubele sunt mari, solarele sunt undeva la, avem unele de 70-80 de metri, unele de 120 de metri, au picat parțial așa. Sunteți nevoiți să le faceți din nou? Nevoiți și sunt costuri mari, mai bine le făceam de-a întregul. Păi stiletul e, da, deja e strâmb, că s-a strâmbat, a cedat. Și îl mai reface sau? Păi așa vrem să-l refacem, să vedem cât putem să-l facem. Autoritățile locale au început inventarierea pagubelor, urmând să trimită înștiințări către Direcția Agricolă, în speranța că țăranii vor primi sprijin în vreun fel. Din totalul de 20 de hectare de solarii pe care le are localitatea noastră, noi am raportat la aproximativ 20. În urma plângerilor pe care le-au făcut locuitorii din comună, noi am făcut și deplasări la fața locului împreună cu o comisie, am constatat, am făcut fotografii, am întocmit un proces verbal, am amânat cetățenilor având sprijinul nostru pentru a putea să nu li se blocheze proiectele care le-au demarat accesând fonduri europene. Până când vor primi vreo despăgubire sau măcar vreo înștiințare de scutirea impozitelor, legumicultorii din Bălen speră să mai salveze ceva din culturile din solarii. La nivelul comunei există 20 de hectare de solarii.